Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Părinți la Fix. Astăzi discutăm despre cum să-i ghidăm pe cei mici în procesul de alegere a unei cariere, ce activități frumoase facem cu ei atât acasă cât și în natură, acum în minim vacanța de Paște, dar și cum îi implicăm pe cei mici în acțiuni de voluntariat. Urmează o emisiune foarte frumoasă, așa că vă invit să rămâneți alături de noi. Vă invit acum să căutăm împreună metode eficiente prin care părinții pot identifica și cultiva pasiunile și talentele copiilor, asigurându-se că aceștia fac alegeri informate pentru viitorul lor profesional. Iliana Comendat, psihoterapeută, are cheia. Bine te-am găsit! Bine v-am găsit și eu, Dana, în această zi frumoasă. Uite cum sărbătorim noi 1 mai. Povestim aici despre carieră, da, despre da. Viața profesională, dar pornind așa frumos invers, nu, de la pasiuni. Cred că așa ar trebui să ne gândim toți și cred că așa ar fi frumos să obținem acea satisfacție, nu, și bucurie din munca noastră, dacă ar fi să ne gândim, măi, dar eu la ce sunt bun așa cu adevărat și ce îmi place mie să fac, nu? Da, exact, exact. Cred că acesta este prima etapă în a găsi un loc de muncă, în a avea o carieră care să te bucure și care să te facă cumva să înflorești. Până la urmă, este foarte important ca ceea ce facem să țină cumva de natura noastră, de personalitatea noastră, de ceva ce încercăm să observăm cu curiozitate sau ceva ce vrem să descoperim și să ne ajutăm fiecare zi să ne simțim satisfăcuți. Împliniți, nu? Exact. Și acolo cumva să-ți găsești acel scop sau acel sens. Nu cred că asta e important. Da, da, și cumva să dăm noi sens zilelor noastre, chiar dacă poate uneori sunt momente în viață, în carieră, când nu începem direct în perioada de succes. Sunt acele momente în care urcăm cumva și ne dezvoltăm și abilitățile noastre și pasiunea noastră ajunge să fie motorul care să ne facă în fiecare zi să putem să susținem tot acest stres, pentru că până la urmă avea o carieră, avea un job, înseamnă o rezistență la efort, o reziliență, o rezistență la stres, capacitatea de a alege, capacitatea de a rezolva probleme până la urmă, că nu putem cu toții să ajungem exact acolo în partea de culme, de sus, de succes. Așa, exact. Da, să dar niște faptul, trepte, nu? Da. Exact, dar faptul că în fiecare zi noi ne trezim și ne dorim să facem acel lucru, ne dezvoltă acea capacitate de a putea aduce ceva nou, de a putea schimba lucruri, ne aduce acea posibilitate prin care noi să ajutăm și nu să facem neapărat un lucru doar pentru că trebuie să-l fac. Uite, mă gândesc așa la părinți, că noi suntem exemplu pentru copiii noștri. Cum le vorbim noi ca părinți copiilor noștri despre a avea un job sau a avea o profesie, da? Și cum proiectăm noi imaginea asta a noastră, dacă suntem împliniți sau nu la locul de muncă? Pentru că e vorba asta de percepția pe care și-o formează copilul, da? Dacă da. Pe tine te vede adult că vii de la muncă în fiecare zi îmbuvnat și strântești acolo geanta și tot ce e așa și începi și povestești, păi m-a enervat colegul cu tare, păi șeful, că nu știu ce și așa mai departe, ne gândim, măi, ce-i transmit eu copilului meu despre ce va fi, ce va urma, ce va trăi și el? Da, să știi că este o perspectivă foarte importantă, pentru că la început copilul crește și pe noi ne vede, pe noi ne are ca imagine și dacă ne vede că dimineața ne trezim și zicem, oh, nu, din nou încă l-a servit și așteptăm cumva noi ca adulți acele zile, acea de azi în care la 9 dimineața să zice, a, de-abia aștept să ajung acasă, nu? Exact, copilul începe da. Să aibă acea perspectivă că jobul trebuie să fie ceva neplăcut și poate chiar în alegerile viitoare el nu va face schimbări, să-și găsească locul în care într-adevăr să se potrivească, ci va accepta să meargă în jobul respectiv doar pentru că așa e jobul. Știgă banii, știi cum e, de acolo. Exact, nu? Și că până la urmă jobul nu trebuie să fie ceva plăcut, ceva de care să te bucuri. Deci prima oară ar fi imaginea noastră, ceea ce le oferim copiilor, să fie o imagine prin care noi, ok, este o zi de muncă, este o zi în care și acolo pot obține satisfacție, este o zi în care acolo pot fi folositor, este ceea ce fac cu ok, dacă nu fac cu foarte mare plăcere, ci cât de cât să fiu mulțumit și să arăt că este ceva ce este de făcut fără a aduce foarte multe emoții negative sau frustrări.
Nu este cumva, noi ca persoane avem mai multe elemente de satisfăcut și pe noi personal și partea spirituală și partea de profesie și atunci este important să le arătăm copiilor că este o perspectivă pe care ei trebuie să o împlinească și nu este totul. Cumva, uneori, oamenii se rezumă că și întreaga viața a copilului merge către a-ți găsi un job. Exact, da, parcă se pune prea mare presiune da, pe asta, da, și de multe nu? Ori părinții încearcă să ofere jobul pe care îl consideră exact. Actual acum. Ok, noi ca părinți putem să vedem că dacă el ar fi într-un job care este foarte bine plătit acum, într-un domeniu foarte bine plătit, da, el ar fi, din punctul nostru de vedere, am stat și noi liniștiți ca părinți, dar poate nu îi se potrivește și poate totuși abilitățile pe care le are acum, pe viitor vor fi evaluate și vor fi recompensate altfel. Dar cum propui să facem? Și mai ales dacă avem copii care au ambele laturi, să zicem, active, așa, în ghilimele. Da. Adică ai și o latură de asta pragmatică, da, care poate analitică, poate matematică, poate ești atent la detalii, ești meticulos, care o să te ajute, bineînțeles, în anumite direcții, da, de carieră, da. Dar poate ai și o latură artistică. Și atunci, cum e mai bine? Adică, cum îl ghidăm? Cum îl sfătuim? Că nu zic să îi zici, uite, tu trebuie să fii așa pentru că cariera asta ți se potrivește și faci cum ai zis tu, trebuie să da. Te duci aici, la liceu nu știu care sau facultatea nu știu care. Mie aici mi se pare că e dificultatea așa ca părinte, nu? Da, cumva aceasta este etapa dificilă, dar părinții pot dezvolta în primul rând partea emoțională. Să-l învețe pe copil să comunice asertiv, să-l învețe să se cunoască, să învețe să facă față unui colectiv, unui grup, să învețe să-și asume mai multe roluri, să aibă o personalitate flexibilă și cumva aceste elemente te ajută în orice carieră sau în orice domeniu ai alege. Apoi este foarte importantă perioada în care copilul poate să experimenteze direct, să meargă în voluntariate, să meargă în sesiuni în care el poate cumva direct să ia parte la ceea ce se întâmplă acolo. Ar putea să facă asta chiar din adolescență, nu? În liceu, da, să experimenteze, sunt tot felul de programe, exact, companii exact. În care se poate da. Duce și se poate implica, nu? În joburi și în taskuri, da? Exact, da, sunt programele acestea care au apărut și la noi și chiar dacă poate la nivel social nu sunt atât de promovate, dar da. Ele există și atunci este bine să-l ajutăm pe copil să experimenteze, să vadă cum arată de fapt acel lucru, pentru că în perioada adolescenței, nu știu dacă ți amintești, noi avem și o altfel de gândire. Da, 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 așa arată este. Și exact. De cele mai multe idealizată, ori, nu știu, exact. Cu floricele, cu unicorni, cu zâne și da, așa mai departe. Da, și de multe ori ceea ce înveți când practici și ai nevoie de puțin timp să ajustezi informațiile cu ceea ce faci și independența. Mi se pare foarte important ca noi să-i ajutăm pe copii să-și descopere individualitatea și independența și să avem încredere cumva că viața în sine și copilul nostru pe care l-am crescut va lua cele mai bune decizii. Dar zi-mi aici cum lucrăm la mentalitatea asta, pe principiu că eu sunt adult și eu știu ce e mai bine pentru tine și dacă eu zic că asta ți se potrivește și că la asta ești bun, păi fă lucrul acesta, nu? Adică cum ne dăm un pic în spate și să-l ascultăm pe copil și să spună, măi mamă, dar eu nu vreau să fac nu știu ce fac. Facultate. Eu vreau să mă duc în partea asta la altă, că acolo mă simt eu bine. Adică, știi cum e, trebuie să te ajustezi și tu ca părinte. Da, da, este bine să ne luăm o mică pauză și, într-adevăr, să avem acel comportament de reflexie și acel comportament de a ne conecta cu noi când eram tineri și să ne amintim cumva că poate și noi, în perioada aceea, ne-am fi dorit de la părinții noștri să ne susțină, poate, în anumite perspective și acea încredere pe care noi, ca părinți, ar trebui să o avem în copiii noștri. Mm-hmm. Pentru că de multe ori noi vrem ca ei să fie încrezători la muncă, social, să aibă succese și să fie mereu competitivi și dornici să facă, dar în același timp noi cumva îi subminăm. Și atunci ei când vor ieși în social nu vor avea încredere dacă noi acasă le spunem nu, tu nu faci, fă chestia asta pentru că știu eu că tu ești mai bun aici și vei câștiga mai bine sau lasă că face mama, că eu știu mai bine să te încalzi sau în momentul în care copilul este mic și el cumva încearcă să-și dea seama cum funcționează lucrurile da, și da, se da, frustrează, da, da, așa este. Noi mergem și facem. Și-l ajutăm. Dar de da. Fapt el nu asta își dorea. Da. Și atunci el toate aceste abilități prin care poate să-și construiască încrederea în sine, stima și toate acele elemente care au nevoie în a-l face pe el să-și asume responsabilități,
el nu o va face și mai târziu el nu le va putea dobândi, pentru că el a crescut cu ideea că în momentul în care eu fac, dacă lucrurile sunt grele, vine cineva și mă ajută și oricum nu trebuie să-mi asum responsabilitatea, că știe mama mai bine. Așa este, și ajunge copilul la 18 ani să nu știe, sau chiar la 14 ani ei nu știu unde vor să dea la liceu, pentru că mama trebuie să vină să le spună, sau la 18 ani nu știu unde vor să dea la facultate sau ce job vor să aibă, pentru că nu s-au descoperit, nu au experimentat. Și atunci cumva noi ne dorim ca ei atunci să ia decizii independente și să-și asume responsabilități, dar ei nu o vor face pentru că nu au dezvoltat acele abilități. E important să fim conștienți că noi suntem în a-i ajuta pe ei să se descopere. Adică ajutorul pe care eu îl pot face pentru copilul meu este să-l ajut la nivel emoțional să fie echilibrat, să se descopere și să experimenteze cât mai mult și să am încredere în deciziile lui. Uite că spuneai tu și am observat și eu asta, că sunt puțini adolescenți care sunt hotărâți așa în a-și alege jobul și mă gândesc că vor fi următorii adulți care vor încerca tot mai multe joburi, vor fi nemulțumiți, nu vor performa nicio parte, își vor găsi foarte greu locul. Cunosc adulți, adică cunosc, am cunoștințe care și la 30 și ceva de ani, după ce făcuseră două facultăți, după ce avuseseră nu știu câte joburi, ei nu se regăseau în ceva anume. Adică nu erau împliniți, nu erau fericiți. Da. Cum facem să ne ajungem în situația asta? Că mă gândesc că în momentul în care îți alegi un drum, adică te duci pe drumul ăla, nu? Dacă nu? Da. Ai luat decizia asta. Poți, poate, prin anumite, așa cum ai zis tu, să idealizăm uneori anumite situații, dar acolo cred că este necesar să am acea reziliență. Pentru că, ok, eu vreau să fiu doctor și poate reușesc să învăț și merg la facultate, dar am nevoie de mai mult pentru a face acea profesie. Am nevoie să fac față orarului încărcat, am nevoie să fac față logisticii jobului, colectivului. Și atunci sunt acele variabile care pun presiune pe mine și poate eu nu sunt obișnuit să fac acea rezistență la efort, pentru că eu când încercam să mă încalc și să bag și returile, mama venea repede și mă... Și rezolvaia lucrurile. Exact. Da. Și atunci este bine să îi ajutăm pe copii să se dezvolte ei și mereu să ne gândim, ok, eu pot să fiu altcineva, nu cineva din familia ta, să văd, tu te poți descurca singur. Eu știu cum fac la treaba asta, am învățat ceva din interacțiunea cu cel mic care este foarte voluntar așa și are un grad de independență ridicat și vrea să demonstreze lucruri. În momentul în care eu interveneam să-l ajut, când era mai micuț așa și când avea dorința asta de a încerca, de a arăta că poate și așa mai departe, dacă eu interveneam, el făcea o criză, mă rog, în ghilimele, adică se înfuria că voia să fie lăsat singur și zicea vreau să fiu singur. Ei, și acum eu negociez cu el, eu îl întreb, vrei să te ajute mămica să, nu știu, aia? Și atunci el spune, vreau să mă ajuți la ceva anume, adică din ce îi propun eu, adică restul fac singur. Și zic că e mult mai ok să aplici această variantă, așa cumva îi înțelegi nevoile, îi validezi dorința, și nu mai treci prin lucrurile acelea. Adică nu te mai frustrezi nici tu ca părinte că tu vrei să-l ajungi și el nu te lasă. Și uite, așa ajungi practic la o înțelegere cu puiul de dragon. Da, și el are acolo un moment în care el identifică unde este nevoia lui, identifică cumva ce pot eu să fac și ce nu pot să fac. Ceea ce se pliază pe un job, pentru că uneori un job poate să fie provocator și atunci, stai puțin, aici am nevoie să întreb poate managerul echipa. Exact. Și pot cumva să... Uite, eu nu mă pricep aici, nu sunt calitățile mele aici. Și e ok să nu te pricepi. Exact. Da? Nu suntem buni la toate, nu? Și îl înveți și să ceară un ajutor, din nou, abilități care te fac performant într-un job. Pentru că noi avem nevoie de aceste abilități. Jobul nu înseamnă doar informații. Înainte, într-adevăr, cei care aveau informații, le învățau foarte bine, aveau mare succes. Dar acum informațiile sunt gratuite. Exact. Intri pe internet, ai... afla tot. Da. ChatGPT. Da. Intri, da, cum să nu. Dar cum punem în practică acele informații? Corect.
Cum pot eu să fac legătura între ceea ce se întâmplă acolo, să generalizez și să pot să aplic? Așa este. Cumva acolo începe să apară unicitatea noastră și felul în care noi privim lucrurile și să aducă un plus sau un minus echipei. Da, și uite, mai am un comentariu așa, apropo de sistemul nostru educațional, care cumva este orientat spre performanță și se pune mare accent pe note. Da. Faptul că tu ai avut niște note de 9, de 10, că ai fost premiant și așa mai departe, nu o să-ți arate faptul că tu vei fi pregătit pentru o carieră de succes. Pentru că, la fel, cunosc persoane care au fost gen elevi 10 pe linie, da, și au dat în ghilimele kicks la job și nu au avut carieră de succes și nu s-au mai descurcat mai bine. Adică, pentru mine, notele nu sunt un predictor al succesului ulterior în viață. Da, nu sunt. Și chiar lucrând cu familii, cu copii cu deficiențe, de cele mai multe ori se intră în această cerc vicios, să da, spunem, da, în care da, se cer abilități pentru școală, dar abilitățile pentru școală nu te ajută mai departe în abilități pentru viață. Și poate copilul respectiv a fost susținut de familie, ok, tu nu faci nimic, tu doar înveți. Da. Și el a fost foarte bun la învățat, da, dar apoi în viață s-a trezit într-o societate în care stai puțin că trebuie să faci, poate... Trebuie să și fac lucruri, nu doar exact, să tocesc sau exact, cine știe, nu? Exact. Și eu am încredere că școala românească va vedea aceste schimbări, mai ales pentru că mi se pare că în ultimul timp nici părinții nu mai pun așa de multă target da, pe, da, și focus pe a lua note. Pe note, da. Slavă da, Domnului că există da, o schimbare și cred că de paradigmă. Noi ca părinți putem face această schimbare și dacă noi, ok, încurajăm copiii, învață și fă-ți proiectul, încearcă cumva să experimentezi ce ai aflat și legile fizice și chimia, e foarte distractiv să o aduci acasă și să faci experimente cu copii, decât să... Așa să ții niște formule prin care eu oricum nu înțeleg. Așa este, Ileana. Da. Draga mea, mă place tare mult discuția noastră și te invit să mai rămâi în timpul emisiunii, mai ales că aveți și mare știrile bucurie părinților, mai afli una alta, tot felul da, de noutăți, da? În România, un nou act legislativ le conferă mamelor între 16 și 18 ani capacitatea juridică deplină de a lua decizii atât pentru ele cât și pentru copiilor în relația cu instituțiile statului și în privința beneficiilor financiare, cum ar fi alocațiile pentru copii și indemnizațiile parentale. Această lege le permite să semneze documente administrative și medicale necesare pentru bunăstarea copilului, avansând drepturile și responsabilitățile tinerelor mame în contextul în care România înregistrează cel mai mare număr de mame minore din UE. Trecem la încă o știre. Avem niște studii recente care confirmă că starea emoțională a mamei influențează dezvoltarea emoțională a fătului. Emoțiile mamei, de la calm la anxietate, sunt percepute de copil prin intermediul hormonilor, având un impact direct asupra lui. Specialiștii sugerează că mamele să adopte un stil de viață echilibrat și să participe la activități care promovează liniștea sufletească. De asemenea, comunicarea directă cu fătul prin vorbire sau cântec poate întări legătura afectivă și să contribuie la un mediu pozitiv pentru dezvoltarea copiilor. Trecem mai departe la o analiză recentă care arată că alocațiile săptămânale ale copiilor din România se ridică în medie la 53 de lei, marcând o scădere de 1% față de anul precedent. De asemenea, cheltuielile lunare ale acestora au crescut semnificativ, atingând suma de aproximativ 339 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 26% față de anul trecut. Aceste schimbări reflectă ajustările economice și impactul inflației asupra puterii de cumpărare a familiilor. Și mai avem un studiu realizat de Universitatea din Pittsburgh și publicat în Washington Post, care arată că țipatul la copii, în special atunci când implică insulte sau jigniri, poate fi la fel de dăunător ca și bătaia. Concluziile acestuia indică faptul că țipatul poate avea consecințe negative profunde și de lungă durată asupra sănătăților mentale, asemănătoare cu traumele fizice. Mare grijă, nu? Da, mare grijă da, la ceea ce le spunem, cum le spunem, pentru că putem să-i impactăm negativ și nu doar acum, ci pentru toată viața. Dar uite, putem să mai vorbim despre acest lucru, nu? Într-o emisiune ulterioară. Da, da. Da, este... Mai vorbim, că vorbim frumos. Draga mea, te invit să rămâi alături de noi. Îți mulțumesc tare mult și noi revenim după o scurtă pauză. Thank you.
Vorbim acum despre importanța implicării în voluntariat și cum putem cultiva spiritul de ajutorare în rândul celor mici. Discutăm despre metode prin care părinții pot introduce conceptul de voluntariat copiilor și cum să găsească oportunități adecvate vârstei lor. Și aflați mai mult așa despre cum să inspirați pe copii să contribuie pozitiv la comunitatea lor, de la Gina Neacșu, membru fondator Fabrica de Daruri. Bine te-am găsit, Gina! Bună dimineața și bine v-am găsit și eu. Mulțumesc mult pentru invitație. Hai să-ți fac reclamă. Vrei să-ți fac reclamă? Da. Deci femeia aceasta pe care o vedeți aici, așa cum o vedeți, drăguță, frumoasă, uite-te la ea, e și o bomboană. Măi, e neobosită, eu nu înțeleg și chiar vreau să ne mărturisească și nouă. Mie mi-a spus în pauză că am întrebat-o, dar eu tot nu sunt convinsă și vreau să ne mărturisească de unde își găsește ea atâta energie, să facă atâtea fapte bune și să fie efectiv ca o furnicuță, să stea, să strângă non-stop pachete, să ajute atâția și atâția copilași și de-abia aștept să ne răspundă și ea la fel, cu multă sinceritate. Păi, îți spuneam din ochii copilor, din bucuria lor, pentru că este atâta nevoie de noi, încât nici n-ai timp să te obosești sau să te superi. N-ai cum. Tot timpul nu există o zi ca a doua la Fabrica de Daruri. Nu există. Și atunci când vezi că astăzi ai primit un mesaj, mâine alt mesaj, poi mâine de la o bunicuță, răspund mâine de la un copil că are nevoie de Adidas să meargă la școală, sau pur și simplu hrană ca să nu adormă flămânzi, e ceva ce nu te lasă să abandonezi proiectul. Adică e de aici ne luăm energia, din bucuria lor. Fascinant cum s-a născut acest proiect și cum a crescut în patru ani, nu? Patru ani. Ia să ne povestești tu cum ți-a venit ideea să faci această fabricuță, da, în care se întâmplă lucruri frumoase și cum te-a schimbat pe tine toată această muncă, tot ceea ce faci, partea asta de caritate, de voluntariat. Ia să-mi povestești și să dăm exemple frumoase. Eu am doi copii acasă, un băiat de 19 ani și o fetiță de 16 ani și de când am născut primul copil, m-am gândit să ajut și alți copii, mai puțin norocoși, care nu aveau leagăn ca Alexandru, care nu aveau bonă ca Alexandru, care nu aveau poate nici lapte praf. Și așa am pornit. Prima oară, pe 24 decembrie, când s-a născut băiatul meu, avea 3 săptămâni, am fost în Ferentari. Acolo am pornit voluntariatul. Și de atunci am făcut doar voluntariat. Nu m-am gândit niciodată, nicio clipă, că voi avea propria asociație. Niciodată. Dar pandemia, nenorocita asta de pandemie, a ieșit acest lucru bun din pandemie. Asta am zis și eu, că au ieșit multe lucruri bune Nevoile din pandemie. Surprinzător. Erau atât de multe nevoi, încât prietenii mei buni, cu care eu am făcut ani de zile voluntariat, îmi scriau, sunt acasă, n-am pe nimeni în București, suntem închiși în casă 2 săptămâni, nu am mâncare. Și atunci, la ei la ușă, cu mască, cu toate cele, da. Alții, ne-au scăzut salariile, nu mai avem job și tot felul de nevoi și am văzut că sunt atât de multe nevoi, eu nu sunt sac fără fund. Da, corect. Și am zis, hop, stop, frână, trebuie să fac ceva, pentru că n-am cum să ajut atâția oameni singură. Sunt una singură, da. Și atunci am făcut asociația, am o prietenă tare bună, ea m-a sfătuit, a zis, mă, Gina, tu faci atâtea lucruri, faci o asociație, n-ai cum să faci atâtea lucruri. Și am făcut Fabrica de Daruri. Așa a luat ființă, am făcut un grup, altă prietenă mi-a făcut grupul de Facebook, Fabrica de Daruri, eu am mulți prieteni, sunt iubibile așa, e greu de uitat, greu de refuzat. Și pur și simplu, dintr-o joacă, a pornit totul dintr-o joacă. Și ți-ai făcut așa niște statistici, nu știu, zic și eu, cât ți-ai ajutat în primul an, cât ți-ai ajutat în al doilea, în al treilea, acum în al patrulea? Cu 200. 200, da. Grupul de Facebook a luat ființă în octombrie, da. Iar noi ne-am propus ca până pe 6 decembrie să umplem 200 de ghetuțe. Wow. Mergeam la ea în studio, are Irina un studio, și mergeam la ea în studio, mă cheam frumos, mă filmam acolo, vă rog din suflet să strângem 200 de ghetuțe, adică mi se părea ceva, un fenomen, ceva wow, să strâng 200 și atât de greu mi se părea. Dar ce să crezi, că în primul an am făcut o casă de la zero, în Prahova, fără să strângem nici măcar 50 de cenți noi, pentru că nu aveam asociația înființată. Așa, da. Și fiecare punea la postare, eu aduc ușa, eu aduc geamurile, eu mobila, eu aragazul, eu frigiderul, eu soba. Și am făcut-o, primăria din sat a pus doar mâna de lucru și preotul de acolo, iar noi trimiteam de acasă tot felul, materiale, faianță, da.
Incredibil. La gază, Iliana, mobilă. Te rog frumos, profit de faptul că ești aici alături de noi, pentru că vreau să faci un profil psihologic femeii acesteia și, în general, oamenilor care se implică în astfel de acțiuni, să înțelegem și noi, după ce dăm toate, știi tu, leerele, ce se află acolo în inimioara lor de-i face să acționeze așa. În primul rând, sunt de apreciat și chiar e nevoie cât mai mulți dintre noi să devenim așa și să-i luăm ca exemplu. Și cred că este cumva și o nevoie de sacrificiu acolo, este nevoia de a dărui, de a iubi. Cred că foarte mult în spate, dacă tot dăm... Săpăm un pic așa, săpăm, da? Este iubirea. Da. Și când iubești, te dăruiești cu totul. Asta este, da. Uite și da. Gina, chiar vreau să te întreb. Ți-a ghicit profilul, nu? E bine? Binele. E 100% accurate. În primul rând, nouă bine. Exact, da, cum ai spus, da. Așa este. Și da, iubirea de oameni este... Eu nu vreau, nu că nu pot, că nu există, nu pot pentru mine, există, da, doar, da, nu vreau. Da. Nu pot să stau singură, nu vreau. Vreau să stau între oameni, eu iubesc oamenii. Uh-huh. Și atunci iubirea de oameni te face, da, să faci sacrificii și când le vezi bucuria, uiți de tot efortul. Tot oboseala. Toată oboseala pe care ai acumulat-o. Da. Da, uite, mi-ai spus de copilașii tăi, da, că au 19, respectiv 16 ani, ei te-au văzut pe tine de când erau mici, făcând astfel de acțiuni, de voluntariat. Și ei. Și asta vreau să te întreb. Cum le-ai insuflat și lor dragostea? Sau n-a fost nevoie să faci mare efort? Pentru că ei te-au văzut oricum pe tine că făceai lucrurile acestea și li s-a părut normal să facă și ei la fel. Știi, când erau mici, îmi dădeau bani de la pușculița lor să iau 50 de pâini. Veneau cu mine pe teren. Da, da. Ana, țin minte o dată, a fost la Fundulea și a văzut instalația ei și a zis: am venit să-mi iau instalația înapoi. Am zis că îmi cade casa în cap, adică a fost ceva. Dragă de ea. Ea și aduce-mi aminte. Bine, avea 3 ani. Era micuță, da. Instalația mea cu Mickey Mouse, am venit să iau înapoi. Da. I-am luat e vârsta, e acea vârstă. Da, i-am luat cu mine pe teren tot timpul. I-am învățat să dea din ce au ei și să știi că nu este greu să dăruiești. Pentru că, uite, blugii ăștia mi-au rămas mari, da, de exemplu. Da. Sunt buni, nu au nimic. Prin viață în altă casă. Exact. Se duc acolo unde e nevoie de ei. Sunt oameni care nu, da, își cumpără poate exact o pereche de blugi la câțiva ani. Nu, da, da, nu să ai să scoți ceva din buzunar ca, da, să faci voluntariat. Da. Da, uite, merg în grădinițe. Acum copiii fac felicitări, fac tot felul de lucrări. Și ei le-au comercializat între ei, au făcut un târg de Paște. Iar noi cu bănuții am luat, dar nu la prețuri 2 lei, 3 lei, 5 lei, adică nu vă gândiți că... Dar asta este, faci voluntariat cum poți, fiecare cum poate. Altul dă din timpul lui, altul dă din creierașul lui, scrie mesaje. Altul, nu uite, avem nevoie de un om să se ocupe de TikTok. Oh, pentru că da, da, un alt individ, da, și-a trebuie făcut... să fie acolo prezent. Da, și-a făcut un cont de TikTok fals, nu este al nostru, pentru că noi nu avem cont de TikTok, cu un cont bancar și cum ar trebui să fie, un cont profi de TikTok și a făcut el un cont profi de TikTok, apropo, dați report acolo, se închidă bloc, da. Da, avem nevoie de oameni buni care să-și dea din timpul lor. Nu e ușor deloc ce facem noi, deloc. Dar e atât de frumos încât, pur și simplu, fabrica creează dependență. Da. Ce bine sună asta, nu? Da, e bună ca chiar moto așa asta, e, da? Chiar așa e, dăm dependență, fabrica de daruri. Da. Cum acționează toate aceste lucruri asupra psihicului nostru? Dacă învățăm să fim generoși, să trăim în recunoștință, să învățăm să dăruim și chiar să învățăm pe copilașii noștri chiar de la o vârstă mică, inclusiv dacă, uite, sortăm acum jucării, să zicem, da? Avem multe jucării și are copilașul 4-5 ani, da? Hai să vedem cum îi explicăm mămica. Sunt și alți copii care poate nu au jucării la fel de multe ca tine, nu vrei să-i ajutăm și pe ei să fie fericiți și așa mai departe. Și dacă punem noi semințele astea de când sunt ei așa micuți, avem șanse așa, noi ca societate, mai târziu, peste niște ani? Cu siguranță. Oricând întrebi copilul, sigur are el acolo niște jucării cărora nu le acordă importanță și chiar de multe ori părinții le ia și le dăruiesc ei. Dar e important să lași pe copil să decidă când vrea și cum vrea să le dăruiască și să-l implici în astfel de activități. Și chiar să-l faci atent, poate uneori când sunteți în anumite medii sociale, uite, tu ai așa, el nu are, sau poate că da, există acești copii care nu pot. Și cred că și poveștile pe care noi cumva am uitat să le mai citim, cele mai vechi, cu Hansel și Gretel sau... în care copiii, fetița cu chibrituri, care poate în ultimul timp am înțeles că nu se mai citește așa mult, că este foarte tristă, dar nu ne ajută dacă le ascundem realitatea. Viața nu e făcută doar din momente roz, exact, nu? Și
copiii cumva au altă capacitate de a face față acestor povești și unor astfel de situații față de noi ca adulți. Se poate ca noi uneori să ne simțim blocați emoțional sau neputincioși și atunci să evităm astfel de situații tocmai pentru că ne simțim neputincioși, dar așa cum ai zis, poți să dăruiești, sunt sigură că avem niște bluze sau haine. Da, corect, sau... adică periodic, așa eu zic așa, să facem o trecere, exact, nu, prin garderoba noastră, să vedem, măi, ce n-am purtat un an? Dacă n-ai purtat un an niște lucruri, eu zic că poți să renunți la ele, nu? Că e și o regulă. Și atunci o sunăm pe Gina. Da, da. Avem om de bază aici, om, da, de legătură, nu? Știți că ieri mi-a scris o familie, acum două săptămâni. Vezi că te sun, urmează să te sun. Foarte bine. Acum mi-am luat de la copiii, păi, știu, dar te mai sun. Așa. Săptămâna trecută, acum două săptămâni, da, o familie din Călăraș, pur și simplu, mi-a dat o poză cu jumătate din casa lor, așa pe colț, era dărâmată. M-a căzut casa pe ei, la propriu. Ma. Și mi-a scris, ajutați-mă, vă rog, au trei copii, unul nebotezat chiar. Ajutați-mă, vă rog, să repar cumva colțul ăsta de casă, adică stăm sub lumina zilei. Da. Am făcut repede postare, o familie din comuna Berceni cu inima mare a cumpărat toate produsele și le-am trimis acolo la ei în sat. Iar ieri mi-a scris la omul sărac, nici boi nu trag. Corect. S-a ars mașina de spălat. Da, nu mai am cu ce să le spăl copiilor. Să speli după trei copii cu, da, mâna, e, da, crunt, da, și după un, da, bebeluș. Da, da. Nici n-am apucat, că n-am respirat ieri și astăzi, să fac o postare să cer mașina de spălat. Dar despre asta, orice schimbăm în casă, prinde viață în altă casă. Așa este. Adică e clar că alții au mai multă nevoie de ceea ce noi aruncăm așa ușor. Nu mai purtăm. Da, da. Noi și licităm. Dacă mie, nu știu, mi s-a pus pata pe asta, nu mai port, nu mai... Sunt persoane care portă o singură dată un lucru, sau de două ori, sau de trei ori. Și cum e cu Facebook, acum m-am păzat, atâtea ori nu mai port. Și atunci o licitez. Dacă eu cred că asta nu are ce să facă o familie nevoiașă cu ea. Dar o licitez. Încep cu 50 de lei, iar noi cu bănuții punem motorină, cumpărăm, uite, carne proaspătă de Paște. Astăzi avem la fabrică flori. Flori le dăruiți celor dragi și noi cu bănuții cumpărăm carne proaspătă pentru masa de Paște. Să mergeți în vizite acum, pe la familie, pe la tot felul de rude, prieteni și așa, da, mai departe. Intrați acolo pe pagina de Facebook, pe Fabrica de Daruri, pentru că Gina este neobosită și pune acolo tot felul de minuni pe care le putem achiziționa și, da, facem și noi un lucru frumos pentru altcineva și să învățăm să fim mai empatici, așa, în general, pentru că empatia nu te naști cu ea, se învață, nu? Așa am învățat, da, eu, da, la lecțiile, da, de psihologie. Mulțumesc tare mult, Gina, ești minunată. Te ador, te ador, am spus-o așa în văzul lumii, știi că te ador și... Mulțumesc și oricând vrei să ai aici inspirați un om care conduce o instituție de stat, o grădiniță, ți-aduc să vezi cum și dânsa învață copiii de mici să fie voluntar de mici. Noi chiar le dăm diplomă de voluntar de mici. Ce drăguț, da, facem o ediție așa frumoasă, cum să nu-ți mulțumim tare mult. Mulțumesc, ești minunată să ai parte sărbător de Paște luminat fericit, așa, alături de cei dragi. Mulțumesc tare mult și atenție, atenție la accidentele casnice. Nu vreau să cobesc, nu cobim, dar mai bine să fim prevăzători și să nu avem parte de așa ceva. Accidentele ce au loc în interiorul locuinței sunt evenimente cu impact semnificativ în viața copilului, dar și a familiei. Fiecare etapă de dezvoltare a copilului prezintă riscuri specifice. Este necesară o supraveghere activă în care să evaluăm permanent siguranța copilului raportată la locul în care se află, ceea ce face și să le prevenim în măsura în care putem prin aplicarea unor măsuri de siguranță. Căderile sunt printre cele mai frecvente accidente ce pot să apară, în special în rândul copiilor de vârstă mică. Apariția căderilor este favorizată de mersul în curs de formare, curiozitatea copilului și uneori lipsa de supraveghere. Copiii cu vârsta mai mică de un an pot să cadă din pat, din cărucior, din brațele aparținătorilor, de pe masa de înfășat, iar cei mai mari în timp ce se joacă, aleargă, urcă și coboară scările sau se cațără. Pentru a preveni căderile copiilor din pat, ne asigurăm că patul copilului este plasat într-o zonă sigură. Încurajăm copilul să doarmă în patul lui, adecvat vârstei, și utilizăm protecțiile laterale pentru pat. Atunci când ținem un copil în brațe, evităm să avem o mână ocupată cu un alt obiect, precum telefonul. Suntem atenți atunci când urcăm și coborâm scările. Dacă o altă persoană dorește să îl țină în brațe, îl rugăm să ia loc mai întâi, apoi așezăm copilul în brațe cu grijă, dar rămânem în imediată apropiere a copilului. Îl învățăm să urce și să coboare scările cu răbdare
răbdare și atenție, ținându-l de mână, putem monta o poartă de siguranță în capătul scărilor pentru limitarea accesului. Nu lăsăm copilul nesupravegheat în apropierea ferestrelor sau pe balcon, evităm plasarea de obiecte în apropierea ferestrei sau pe balcon pe care copilul se poate urca și blocăm deschiderea ferestrelor printr-un sistem de siguranță. Montăm corect mobilierul și îl fixăm în perete, blocăm sertarele și ușile pe care un copil le poate deschide și le poate folosi ca trepte pentru a se cățăra mai sus. Evităm plasarea jucăriilor pe rafturile de sus, deoarece copilul se poate urca pe mobilă în dorința de a ajunge la ele. Așezăm obiectele grele în sertarele de jos și fixăm televizorul. Nu lăsăm la îndemâna copilului cabluri de care poate să tragă sau de care se poate împiedica. Un copil va fi supravegheat întotdeauna de un adult. Evita să lăsați copilul în grija unui alt copil, chiar dacă este fratele sau sora mai mare. Dacă utilizați expresia "nu ai voie", adăugați și o explicație. Învățați-l ce poate să facă pentru a evita pericolele, nu doar ce nu poate să facă. Uneori accidentele nu pot fi evitate, dar prin încercarea de a le preveni, putem reduce numărul și gravitatea acestora. În cazul în care se petrece un accident, rămâneți calmi și chemați ajutor. Este o perioadă foarte frumoasă în care familia petrece mai mult timp împreună, așa că venim cu idei creative de activități pe care le puteți face împreună acasă și în natură pentru a celebra aceste momente speciale. De la vopsitul ouălor până la plimbări în aer liber, pregătiți-vă să descoperiți modalități distractive de a vă bucura de timpul petrecut în familie în această perioadă festivă. Și vine cu idei Andreea Prună Giurgilă, coach și herbalist. Bine te-am găsit, Andreea! Bine, v-am regăsit în noul studio. În noul studio și îmi place cum te-ai îmbrăcat, îmi place rochia ta, că este foarte frumoasă și solară așa și ești ca o rază de soare care a venit aici în platou, da? Și ne-am și asortat cu ocazia aceasta. Da. Hai să povestim cum te găsește pe tine această perioadă, apropo de ceea ce simți, că uite că o avem pe Iliana, da, care este psihoterapeut lângă noi și știi că psihologul, psihoterapeutul te întreabă, nu? Cum te simți, nu? Vezi că am ghicit, da? Cum vine pentru tine această perioadă? Cu ce vine? Vine cu foarte mult timp petrecut în natură. Uite, chiar acum, după emisiunea alături de voi, o să fiu... Unde pleci? Că tu pleci tot timpul. Pe social media. Mi-am făcut rucsacul. Așa? E în mașină și o să plecăm undeva prin Mureș. Când mă uit pe Facebook-ul Andrei sau pe Insta, unde ea ne arată tot felul de lucruri foarte interesante, o văd mereu plecată prin munți. Ne arată tot felul de plante cu niște nume absolut complicate, da? Și eu sunt obișnuită cu ea. Adică unde mai pleacă Andreea în weekendul acesta? Mergem să descoperim natura, o să facem și un pic de via ferrata, activități așa mai pentru adulți. Da. Într-un cadru unde o să vorbim despre activitățile pe care le fac copiii și de ce nu ar putea să facă și ei partea asta de activitate mai cu adrenalină, cum ar fi via ferrata sau... Da. Hai, povestește-ne, ia, dă-ne niște idei așa. Așa zic, pe munte. Da. O variantă foarte, foarte la îndemână ar fi, spre exemplu, să ieșim un pic din București. Corect. Să mergem poate la pădure. Așa, și pe aici, prin împrejurim, găsim lucruri frumoase, da? Avem foarte multe păduri pe lângă București. Culmea, oamenii nu prea cunosc. Nu prea cunosc, da. Și nu doar, toată România este plină de păduri. Da. Unele din ele cu acces limitat, să sperăm că nu o să fie probleme pe viitor, dar am înțeles că sunt niște direcții restrictive partea asta. Dar acum cât avem acces, putem să mergem împreună cu copiii. Așa. Încă mai putem găsi leurdă. Și facem o salată bună, facem o cerbiță bună, nu? Și mai ales acum. Și putem implica inclusiv pe copii. Ce frumos. Da, trebuie să învățăm cum să recunoască leurda, cum se culege, nu? Adică putem să le dăm astfel de, soluții și să implicăm, nu? Că despre asta e vorba, nu? Da. De curând am fost cu nepoții mei la pădure și am avut activitatea asta de cules de leurdă și vreau să-ți mărturisesc că m-am descălțat. Așa, și ai stat cu piciorușele? Să simt pământul, da, și la un moment dat au început și ei să facă același lucru. Știi, copiii ne imită foarte mult. Așa este, da. Și dacă noi ne dăm voie să accesăm tot ce înseamnă natura, o vor face și ei. Cred că noi suntem un exemplu pentru ei și dacă o să ne dăm noi voie, în primul rând, să ieșim în natură și să ne conectăm la mediu, la tot ce ne oferă ea,
o vor face și ei indirect. Așa pentru este. Că vor simți fascinația noastră. Uite, și noi putem să simțim de la ei. O, da, ei cum sunt entuziasmați și facem un schimb. De energie, așa, da, așa este. Uite, ce spune Andreea este foarte important, pentru că noi stând acum preponderent, să zicem, la oraș. Nu știu, eu vorbesc din perspectiva orășenilor, da? Noi nu mai avem aceste obiceiuri, nu mai avem ceea ce poate bunicii noștri aveau, faptul că stăteau descălțați prin curte, prin prispă, da? Se duceau la pădure, așa cum zici tu, aveau niște sândăluțe, le lăsau, se duceau prin iarbă cu picioarele goale, adică e și un, dacă stai să te gândești, o descărcare așa de energie, o curățire, da, a ta. Și atunci, uite, așa cum spune și Andrei, dacă plecăm pe undeva, acum, de sărbători, mergem pe un pâlc, avem o iarbă acolo la dispoziție, hai să simțim din nou plăcerea asta, nu? Să ne reconectăm, așa cum spui și tu, uite, apropo de beneficii. Da, eu, noi ne-am mutat lângă pădure. Oh, la tine, Iliana, să vedem ce culegem. Așteptăm, dar Leurda este peste tot. Serios? Adică copilul nu are nevoie să facă mari exerciții, da? Să o recunoască. Da. Și este tare plăcut, într-adevăr, pentru că se creează acel timp de calitate și atunci beneficiile sunt enorme. Poate nu te gândești, stăm împreună pe iarbă, da. Ce facem? Da, serios, ce mi-aduce mie asta, că stăm acum toți trei. Da, dar ne relaxăm împreună, da. Și se creează acea conexiune între noi și copil și ajută și pentru atașamentul securizant, ajută cumva și copilul să simtă altfel relația noastră și apoi se poate chiar să fie mult mai compliant cu noi când îl punem să strângă jucăriile, adică să ne gândim la beneficii extinse. Pe termen lung, așa, nu? Da, da? Și chiar citisem undeva că eliberează copacii o secreție, așa, care crește sistemul imunitar. Și noi trăind în oraș, în momentul în care noi ne-am mutat acolo, la început, da, și mie mi-a fost puțin teamă, pădure, dacă da, apare lichioane. Ceva. Da, lichioane. Mai auzeai că știi că în zonă sunt mistreși, dar nu, chiar animalele fug de tine și da, da, da. Dacă nu te avânți chiar ore întregi, da, da. Nu ai șanse să le întâlnești. Vezi că prioare alergă și te bucuri, iepurași, vulpi, adică chestiile ce acestea frumos. Care te da. Încarcă și corect. Care îți creează așa niște amintiri. Așa este, da. Da. Uite și eu vă încurajez la fel. Să mergem și noi, uite, în zonele astea. Mergem poate și cu încredere. Cu încredere, da, da. Ne gândim la ce prieteni avem noi care stau pe lângă pădure. Să mergem, ne și așteptăm. Să mergem și noi să ne bucurăm. Da. Apropo de asta, chiar și o zi mai, dacă pleci din București într-un astfel de loc, este o modalitate excelentă de a te deconecta, ești transpus parcă în alt univers, nu uiți de tot ce aveai de făcut acasă, da, da. Și uite care este efectul naturii, că asta ne ajută, nu? Uite, și o altă experiență pe care am trăit-o chiar weekendul trecut, stilul de viață off-grid. Așa, ce înseamnă asta? Locuiești în acele căsuțe, da. Unde nu ai acces la internet, unde nu ai acces la toaleta în cameră. Nu știu dacă sunt pregătită. Așa. Da? Poate să fie nevoie să-ți tai lemnele, să-ți faci așa. Focul. Nu că am soț, îl pun pe el. Așa. Dar toate da. Activitățile astea în care poți să implici inclusiv pe copii sunt fascinante. Am publicat de curând da. Un vlog de Living of Grid. Da, o să găsească. Și cum a fost? Adică tu ai experimentat asta. Cum e acum să te rupi de toate cele pe care le ai la îndemână, da? Și da, internetul da. Pe care intrăm tot timpul, da? Și telefonul că-l butonăm tot timpul și așa, adică să ai totul la îndemână și dintr-o dată te transpui și ești în altă parte, ești în the middle of nowhere, da? Și trebuie să te și bucuri de asta. Da. Să știi că în primele ore încă trăiești agitația respectivă, parcă îți lipsește ceva. Da, da, da. Dependența pe care o avem de tehnologie. Dar ulterior încep să te conectezi la natură. Eu am luat și coșulețul și m-am dus pe câmpii și am cules plantele comestibile, da. Cu care am și gătit ulterior. Ce frumos! Deci, uite, activități pe care le putem face chiar acum de 1 mai cu copiii. Minunat! Efectiv, uite ce idei frumoase ne oferi. Să facem focul, să învățăm efectiv cum să pună pe foc sau să facă elemente de bază pe care noi în copilărie sau cei care au avut acces la o copilărie rurală
L-au făcut. Minunat, sună absolut minunat. Îți mulțumim că ne-ai adus această stare de bine. Și uite, nici n-am plecat din București, dar deja parcă m-am încărcat, numai că m-am gândit că sunt acolo undeva unde nu se aude decât sunetul păsărelelor, da? Minunate idei de activități. Îți mulțumesc din suflet și vă urez amândurora să aveți parte de sărbători liniștite. Mulțumim tare. Cu pace, cu tot ce vă doriți voi. Și ce să mai, gata, ne revedem mâine, suntem tot aici noi, să mai veniți pe la noi, că ne-a plăcut tare mult să povestim așa frumos. Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc și vouă, dragilor, să petreceți minunat astăzi de 1 mai și nu numai, căci vine și Paștele în curând în această săptămână. Noi suntem și mâine aici și poi mâine pentru a vă aduce vouă, uite, ediții așa frumoase și relaxante, că așa e frumos, să petrecem împreună aceste zile absolut minunate. Ne revedem și mâine, suntem tot aici la ora 11, vă așteptăm! We'll be right back.